Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în seara care apune peste o sărbătoare foarte interesantă, aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol. Pe vremea aceea, aflarea moaștelor era prilej de sărbătoare și bucurie. Pe vremea aceasta, sărutarea moaștelor este prilej de miștocăreală și ironie ieftină, de-a dreptul ieftină și mediocre. Poate că s-o fi schimbat lumea, dar nu într-atât încât să nu constați că moaștele au rămas moaște, doar închinătorii s-au cam schimbat și au început să-și piardă din evlavie. Cuvântul de astăzi este tot din Epistola 1 a Sfântului Ioan, care spune așa la capitolul 3, versetul 16. În aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Ceea ce spuneam aseară într-un fel sau altul și într-un fel sau altul se prelungește, pentru că țineți minte, aseară citasem tot din prima epistolă lui Ioan, capitolul 2, versetul 28. Să spui viața pentru prietenul tău, pentru aproapele tău, pentru cel care are nevoie de tine, pentru cel care îl numești frate, și am auzit în ultima vreme atât de des acest cuvânt, și atât de lipsit de conținut în rostirea sa, încât aproape mă înspăimânt. Și-a pus sufletul său pentru noi și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Observați, din gestul de mărinimie, de boierie a lui Hristos, se naște datoria noastră ca oameni să ne punem sufletul pentru frații noștri. Pentru noi, în primul rând, ne punem sufletul în frații noștri. Taina aceasta este dublată într-un fel sau altul și de cuvântul acesta pe care l-am găsit la pedagogul acesta celebru din perioada interbelică, Fester, care spunea în Îndrumarea Vieții: silește-te din răzputeri să fii tu însuși ceea ce ai vrea să fie copilul tău. Silește-te din răzputeri să fii tu însuși ceea ce ai vrea să fie copilul tău. Ne dorim foarte multe de la copiii pe care îi avem în jur și pe care îi creștem în școli, în instituții ale educației. Dar instituția cea mai de preț este exemplul personal. Asta ne spune, de fapt, și Evanghelistul Ioan în epistolele sale. Fiți voi ceea ce vreți să cereți de la ceilalți. Dăruiți voi ca să fiți dar. Încercați voi să fiți oameni dacă vreți ca toți ceilalți să devină și să rămână oameni împreună cu voi. A construi aceasta înseamnă, de fapt, exact ce spuneam și aseară. A nu-L rușina pe Hristos la venirea Lui și a pune sufletele noastre pentru frați, pentru a cunoaște iubirea Lui întru noi. E chiar atât de greu? Uneori e imposibil, pentru că răutățile noastre ne-au mișcat spre ideologii care cred mult mai mult în forță, în ură, în răutate, în viclenie, în venin și mai puțin în această dulceață binecuvântată a Cuvântului lui Dumnezeu, care odată așezată în inima noastră ne dăruiește liniștea de care avem nevoie să nu ne pierdem omenia. Există într-o scrisoare celebră pe care unul dintre scriitorii ruși o scrie mamei sale un cuvânt cât o mie: îți mulțumesc că mi-ai ajutat să nu-mi pierd omenia într-o lume care și-a pierdut umanitatea. Mâine este o nouă zi.